Irod se temea de Ioan că știa că e om iubitor de Dumnezeu și iubit de popor și tare în cuvânt și om ales. Dar nu-și putea călca nici rământul. Dacă i-a spus prostituatei că îi dă orice îi cere, i-a dat capul lui Ioan Botezător. Deci deseori păcatul, la prima vedere, se pare că vrea să biruie virtutea. Și noi, cu toate că suntem creștini, deseori ne biruie păcatul, nu pentru că am fi păcătoși, ci mai degrabă pentru că n-am fi atenți. Pentru că omul se pocăiește repede, se îndreaptă repede, plânge repede, se căiește repede, dar și greșește foarte ușor. Nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Acest Ioan Botezător este lăudat de chiar Dumnezeu și ne arată ascetul desăvârșit, monahul absolut, când vorbește de un om încins în haine din păr de cămilă, deci asprimea hainei, nu mătasa sau pânză fină, vorbește de sandale în picioare, de mâncarea lui din lăstari, din miere, din fructe sălbatice, din lăcuste, un fel de pomișoare dulci, trei sâmburi negri, cu miere de albină sălbatică și trăiește prin pustie, dar cât este copil, este hrănit de îngeri umană, precum Fecioara Maria în templu, ceea ce vedea doar Zaharia și Samira. Cine e această fată? Ce-i cu această fecioară? De o cercetează îngerii. Și Sfântul Ilie era cercetat de îngeri și vedeau cum îl hrănesc cu flăcări de foc. Tatăl Susadoc vedea în tezi acest lucru când mama s-a alăptat la sân, că pe lângă lapte sugea foc cu gura și apoi zboară cu carul de foc la cer. V-am amintit aceste lucruri ca să aveți un compendium sinaxar, ca să spunem așa, o mini patristică scurtă, a ceea ce înseamnă sărbătorile lunii august, concentrate toate în perioada acestui post scurt și frumos, doar de două săptămâni, deja vorbim de finalul postului, cei ce se vor împărtăși deja vineri, sâmbătă, duminică, au și terminat postul, pentru că pe marți, pe miercuri, pe joi, deja este Sfânta Marie. Și este bine să vă străduiți în continuare, în cele puține și duhovnicești, că nu sunt multe și grele, roșiile stau pe harang, păstăile stau în grădină, ardeii se găsesc, barza se găsește, deci putem face câteva mâncări din zarza vată, ca să schimbăm cel puțin ritmul caloriilor, care mai îmblânzește și ritmul pornirilor noastre sufletești sau trupești, când de la prea multă mâncare sau băutură sau alte mici slăbiciuni, putem deveni și noi nervoși, răi, irascibili, amucați, iuți, agitați și așa mai departe. Ar fi ca aceste modele văzute în secolul nostru, pentru că Ioan Iacob trăiește la anul 1900, Cuvioasa Teodora pe la 1800, Ioan Botezătorul trăiește în vremea lui Hristos, Fecioara Maria trăiește la templu, dar noi avem modele și contemporane, nu mai stăm să înșirăm o pleiadă de sfinți, Rafael și Amfilohe de la Pângărați, Rafael și celălalt de la Agapia din Deal, Iosif de la Văratec, avem sfinții pusnicii, deci din Mănăstirea Neamțului și aici vă pot da exemplu unui singur pusnic pe care îl știu din gura Părintelui Cleopa, starețul lui la prinză realitate. Domitie, cel nebun pentru Hristos, care stătea tot timpul în biserică cu o rasă ruptă și citea psaltirea. Fiind bătrân, fiind neputincios, toată lumea spunea, Domitie, n-ar și face, stă și citește psaltirea. Unii se tem de psaltire, unii au curajul psaltirii, unii o citesc cu drag, unii nu o citesc deloc. Și spune că murind Domitie, starețul anunță pe călugări, după tradiție, să-l îmbrace rapid de mantie, să-l învălească în hainele călugărești, să-l pună pe catafal, fiindcă călugul se îngroapă, fie cu sicriu, fie fără sicriu. Noi ne temem de pământ. Chiar am auzit odată o expresie frumoasă, cred că era Domnul cu Doamna la spovedit, și el a spus, nu, părinte, eu prefer să fiu civilizat și să fiu incinerat. De ce să știu eu că prin trupul meu scotocesc verme? Dar zic, ce te mai privește pe mata cine scotocește dacă sufletul e în cer? Poți să umble cine vrea pentru tot. Nu. Trupul meu este un trup de om cu carte, am niște diplome, am niște studii, am adunat ceva în viața asta, vreau să fiu tratat ca atare.
Și ce nu? Și-a fost să o spulbere vântul sau dă unul cu piciorul urmă și o împlăște pe jos și o calcă oricine. E mai mare blasfemia. Și deși ne temem de pământ, toți călugării se îngroapă în pământ ca să se împlinească cuvântul Scripturii. Dacă nu pui bobul de grâu în pământ, ce faceți voi primăvara, gospodinile? Luați grădina la greblat și la săpat și la căpăluit și la umblat cu grebla și cu mâinile și faceți pământul așa, ca nisipos, faceți rânduri și puneți morcov, salată, ceapă, varză, tot ce puneți în grădină. Și chiar vă bucurați și vă minunați ce frumoase v-au ieșit straturile, răsadurile, plantele, grădina și arătați, uite ce zarzavaturi am, ia uite ce cutare. Ei, alea se hrănesc din pământul ăla care în componența lui are elementele din care Dumnezeu ne-a alcătuit pe noi. Ele fac ciclul naturii și trec prin stomacul nostru, se duc iar afară, iar trec în grădină, iar se duc afară, iar trec în grădină și noi am fi mâncat un picior de alu, de ce bani? Am fi mâncat vreo mână de alu Traian, am fi mâncat vreo mână de alu Mahomet, nu știm. Deci cum poartă Dumnezeu apa și elementele naturale prin sol și prin aer. Dar interesant este că facem parte din ciclul cosmic de restaurare. Ați văzut, astăzi vorbim modern de stația de epurare. Au inventat-o oamenii, că mintea funcționează. Și arunci toate dejecțiile la bucătărie, tot ce iese de la menajer, și mașinăria aia face acolo ce face și la capăt scoate apă pe care o dai în grădină, socotită, nemurdară, care se infiltrează în sol și devine potabilă. Ei, așa este și trupul omului. El adună căruța de păcate în toată viața lui. Dacă îl lași neîmbălsămat, neatămâiat și nu-l îngropi repede, nu va sta nimeni în sat de mirosul lui pe o rază de un hectar. Deci va mirosi groaznic. Pământul trage, îl înghite, îl soarbe, trage din el toate mineralele, descompune, îl face din nou țărâna din care a fost alcătuit și îl trimite altor trupuri care se nasc și trăiesc pe pământ. Noi trăim peste 20 de generații de la Hristos încoace, dacă e vorba de 100 de ani. 25 de generații, dacă e vorba de un 60-70 de ani. Deci ceea ce înseamnă că noi la rândul nostru stăm cu picioarele pe osemintele și pe trupurile strămoșilor noștri, bine, unii cu conștiința că oricând putem călca pe un loc sfânt, vedeți, pământul e o inestimabilă valoare. Aci găsești o comoară, aci găsești vestigii, aci găsești cetăți, aci găsești sate, aci găsești oseminte, aci găsești morminte, tot ce vrei găsești. Pământul este prima carte de istorie. Ei, la această carte de istorie se mai adaugă și credința, prezența lui Dumnezeu în materie, dar nu amestecul lui Dumnezeu în materie. El vine să sfințească din când în când ce? Aurul din fundul pământului ca să-ți poți face tu verigheta și cercelul când te căsătorești să fii frumoasă. Doar aurul putea să ruginească. Dumnezeu a spus lui ăsta să steclească, să nebunească oamenii după el. Ca să-l caute cât le trebuie. Diamantele, tot de acolo din fundul pământului, Dumnezeu știe cum să le pună și le împrăște, așa cum face morarul când aruncă cu o mână de grăunță pe o gradă la găină. Tot acolo în pământ stau și comorile ascunse de oameni care au crezut că vor fi veșnici și dau alță după 100, 2, 3 de mii de ani. Și tot în pământ se coc și trupurile sfinților și noi le găsim oase bine mirositoare, trupuri întregi, trupuri izvorătoare de mir, trupuri izvorătoare de mireasmă și apoi începem să le prețuim și ne minunăm Domnului. 200 de ani și 200 de ani și n-a ars. Rămânem profund mirați. De ce rămânem mirați? Pentru că nu cunoaștem lecția de chimie organică a lui Dumnezeu față de materie. Noi am învățat o chimie la școală care nu se potrivește cu chimia lui Dumnezeu. Noi am învățat o istorie la școală care nu se potrivește cu istoria lui Dumnezeu. Noi am învățat o literatură sau o limbă la școală care nu se potrivește cu limba lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a dat un suflet comun, o rațiune comună, o inteligență universală, o limbă îngerească universală, o credință
dumnezească universală, fiindcă al minte n-ar fi putut să concidă în Scriptură și să facă sinteza și să spună așa: eu vreau ca tot să fie una. Eu vreau ca tot să fie sfinți pe cum Tatăl vostru cel din cer sfânt este. Eu vreau să fiți desăvârșit precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Așa. Eu vreau să fiți una, cum eu și Tatăl una suntem. Vedeți? Nu întâmplător sunt puse aceste cuvinte în Scriptură. Și eu mi-aș dori ca dumneavoastră să fiți toți una. Și când ne-am întâlnit la judecată, să stăm acolo în grămadă cu Sfânta Parascheva, cu Sfânta Teodora, cu Sfântul Ioan Iacob, cu toți Sfinții, să strălucim în ceata creștinilor ca oameni care am rupt papucii venind la biserică, am rupt fila la ceaslov, am pomenit un repousat, am îngrijit un mormânt, am citit dintr-o carte sfântă, am învățat Scriptura, am învățat psalmii, ne-am spovedit, ne-am împărtășit. Deci acesta este scopul postului. Scopul nu este să ne luptăm între noi, scopul nu este să ne concurăm între noi, scopul nu este să ne vanităm între noi, să ne arătăm orgoliile între noi, să ne facem răunii altora, să ne suim unul mai sus ca celălalt. Știți că este acel proverb, nu urca pe cadavre, că putrezești să clatină scaunul. Ori de câte ori ne gândim la un rău, să știm că acolo nu este Dumnezeu. Și ori de câte ori facem un bine, să ne aducem aminte că acolo este Dumnezeu. Aceasta ar fi sinteza, pentru că Iisus Hristos a făcut mici de rogări. A mâncat cu păcătoșii, cu vame și cu bețivii, cu ticăloșii, cu curbanii, cu stricații. Și poporul a întrebat în vremea lui: de ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și cu păcătoșii, cu bogații, cu perversii, cu viclenii? Și Iisus Hristos dă un răspuns cu înțelepciune. Nu cei drepți au nevoie de doctor, ci cei păcătoși. Nu cei bolnavi, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Eu n-am venit să judec lumea, eu am venit să mântuiesc lumea. Dar am să vă arăt o cale. A venit Fiul omului mâncând și bând și nu l-ați primit. Ați spus că mănâncă cu ticăloșii. Da, a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând și nici bând și nici pe el nu l-ați primit. Este acap. Deci cum este omul? Omul este exact cum vrea el să fie. Dacă îl duci pe calea binelui, se răzvrătește, dacă îl duci pe calea răului, se reproșează. Dacă îl lași de capul lui, se supără, dacă îl împingi de la spate, nu-i convine. Deci ce spune Dumnezeu? Pe dătătorul de bunăvoie iubește Dumnezeu. Credința ortodoxă este unica credință divină pe care omul o poate îmbrățișa doar din convingerea lui. Așa că nu e de datoria bisericii să vă oblige să citiți o rugăciune sau să postiți sau să vă împărtășiți sau să vă cununați sau să vă botezați sau să vă spovediți sau să vă pară rău de păcate sau să veniți la biserică, la Sfânta Liturghie. Nu. Asta trebuie să o facem noi numai din pura convingere. Dacă ați înțeles lucrul ăsta, consider că cateheza din seara aceasta va avea un efect pozitiv. Amin.